Acest program informativ este destinat și persoanelor cu deficiențe auditive sau de vedere. Sensorele meteorologii au emis cod galben de condiții complicate ale vremii. Granturi pentru stimularea implicării tinerilor în transformarea digitală a agriculturii cu valoare înaltă. Mai multe detalii la știri. Costul benzinei și al motorinei standard de pe piața produselor petroliere din Moldova va urca și în acest sfârșit de săptămână. Aflați prețurile în jurnal. Ianuarie este ziua internațională de comemorare a victimelor Holocaustului, fiind desemnată de rezoluția privind comemorarea Holocaustului a Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite din anul 2005. Rezoluția îndeamnă toate națiunile membre ale ONU să cinstească memoria victimelor Holocaustului și să încurajeze dezvoltarea de programe educaționale privind istoria Holocaustului pentru a preveni viitoarele acte de genocid. Avem șansa să recuperăm tinerii, să le spunem că a fost un accident regretabil în istorie pe care ne-l asumăm și care dorim să nu-l repetăm. Deci asta este un moment de maturitate. România a trecut cu brio acest moment după anul 2003 în mod special. S-a datorat desigur și faptului că România urma să devină membru a Uniunii Europene și a NATO, chestiuni care deja erau tranșate în spațiul european, duble standarde nu puteau exista, toate statele și-au asumat acest lucru, inclusiv foștii aliați ai Germaniei care au participat la acest genocid împotriva evreilor. La 20 ianuarie 2022, Adunarea Generală a Națiunilor Unite a adoptat prin consens o rezoluție propusă de Israel prin care cheamă toate statele să lupte împotriva negării Holocaustului și contra antisemitismului, mai ales pe rețelele sociale. Cel mai păgubos și mai lipsit de sens mi se pare ideea de a nega în general Holocaustul și de a-l prezenta ca o invenție. Deci de asta este important ca în această zi să avem o claritate asupra evenimentelor. Este de asemenea important că Republica Moldova s-a raliat din punct de vedere internațional la aceste standarde. Avem Holocaustul partea curriculei școlare, atât în clasa 9 cât și în clasa 12, iar tratarea este în corespundere cu cercetările actuale, moderne. Istoricul Octavian Țicu a explicat și câteva dintre motivele care a adus la Holocaust. Este ura față de evrei, o chestiune care pornește dintr-o rivalitate între creștini și evrei, pornind de la faptul că evreii l-ar fi răstignit pe Iisus. Iar de-a lungul timpului s-au creat mai multe prejudecăți legate de evrei, de activitățile lor, de felul lor misterios de a se reproduce, de a se impune în anumite societăți. Tragedia a dus la uciderea a 6 milioane de evrei europeni și a milioane de persoane de alte naționalități de către regimul nazist german. Cu acest prilej, mai mulți oficiali au adresat în această zi mesaje dedicate zile de comemorare a victimelor Holocaustului. Din 27 ianuarie, proiectul USAID, Competitivitate și Reziliență Rurală în Moldova, lansează un apel de granturi cu scopul de a susține inițiativele de implicare a tinerilor în activități de transformare digitală a agriculturii cu valoare adăugată, sectorului vitivinicol și al turismului prin parteneriat între instituțiile de învățământ și companiile private și prin integrarea tinerilor în activitățile digitale, transformaționale în sectoarele ținute.
cuvinte. Transformarea digitală este un proces dinamic prin care tehnologiile digitale sunt utilizate pentru a îmbunătăți sau pentru a crea noi procese operaționale în afaceri, sporind productivitatea, calitatea, valoarea adăugată, precum și atragerea și reținerea clienților. Finanțarea prin granturi poate fi solicitată de incubatoare, asociații industriale, asociații de membri, prestatori de servicii în domeniul afacerilor, servicii de extensiune, instituții educaționale, asociații obștești și companii private, care vor propune activități ce vor contribui la crearea și dezvoltarea parteneriatelor pentru transformarea digitală cu participarea tinerilor în sectoarele țintă. Termenul limită pentru a aplica este 31 iulie 2023 sau până la epuizarea fondurilor. Activitățile finanțate prin granturi vor fi planificate pentru o perioadă de maximum 24 de luni și pot include, dar nu se limitează la organizarea activităților de informare pentru promovarea și diseminarea transformării digitale în sectoarele țintă. Implementarea campaniilor de comunicare și dezvoltarea canalelor și a instrumentelor de comunicare pentru promovarea transformării digitale în sectoarele țintă. Crearea cluburilor AgTech pentru tineri, cursuri profesionale scurte în parteneriat cu companiile private din sector. Organizarea vizitelor de studii la companiile care implementează instrumente și tehnologii digitale în activitatea lor. Dezvoltarea platformelor digitale de instruire pentru specialități, meseriile și sectoarele țintă. Programe de instruire și creșterea capacităților angajaților implementate la companii private administrate de tineri pentru implementarea instrumentelor și a tehnologiilor digitale în activitatea lor. Proiectul Competitivitate și Reziliența Rurală în Moldova anticipează acordarea aproximativ 7,5 miliarde pentru finanțarea apelului, iar suma granturilor per beneficiar poate varia între 1 milion și 1.500.000 de lei, solicitanții urmând să contribuie cu cel puțin 10% din valoarea totală a activității. Sinopticienii au emis o nouă avertizare meteorologică. Conform Serviciului Meteorologic de Stat, sunt prognozate condiții complicate ale vremii, valabil începând de astăzi 27 ianuarie, ora 20, până sâmbătă 28 ianuarie, ora 20. În funcție de evoluția fenomenelor, sinopticii vor actualiza acest mesaj prin avertizările meteorologice ulterioare. Costul benzinei și al motorinei standard de pe piața produselor petroliere din Moldova continuă să crească și în acest sfârșit de săptămână, informează Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică. Mai exact, potrivit ANRE, pe 28, 29 și 30 ianuarie, conducătorii autovor scoate din buzunar pentru un litru de benzină cu cifra octanică a 95, 25 de lei și 66 de bani, cu 8 bani mai mult decât vineri. La rândul său, în următoarele 3 zile, motorina standard va putea fi comercializată la stațiile PECO din țară la un preț maxim de 25 de lei și 23 de bani per litru, cu 3 bani mai mare față de costul din ultimele 24 de ore. În condițiile date, prețul maxim de comercializare al combustibililor de tip standard, care este stabilit direct de către ANRE, rămâne ridicat față de începutul lunii septembrie 2021, cu 5 lei și 57 de bani per litru, în cazul benzinei a 95 și cu 8 lei și 96 de bani per litru în cazul motorinei standard. Copiii ucraineni refugiați în Bălți vor putea învăța online într-o sală dotată cu 25 de laptopuri. Aceasta a fost amenajată în incinta Căminului Meridian, acolo unde sunt cazați zeci de refugiați. Donația de calculatoare vine din partea guvernului Japoniei, relatează Nord News. Я буду учиться. Я буду рад учебе. В учебе, к примеру, буду смотреть всякие видео, там, математика, украинский язык, что-то такое буду смотреть, учиться. В зуме сидеть, делать уроки.
Războiul din Ucraina le-a furat copilăria, dar și dreptul de a frecventa școala. Я смогу больше общаться, больше узнаю, учиться смогу, больше смогу узнавать нового. Потому что у меня дома таких бы возможностей не было. Я бы сейчас сидела без света и в подвале. Приняли нас очень хорошо. Огромная благодарность за этот класс, потому что у детей есть возможность обучаться онлайн в спокойном режиме, индивидуально, без драк, без шума и без гамма. Но я надеюсь, что учеба уже пройдет гораздо комфортнее для детей, поэтому большое спасибо. Sala de calculatoare este deschisă pentru toți copiii refugiați din oraș care vor să învețe și să obțină informații noi și utile. Ne bucurăm că la Bălți copiii au fost foarte bucuroși ca să vadă că au posibilitatea să fie în fața la laptopuri, să simte o atmosferă de școală, ca să vină în fiecare dimineață la lecțiile online care le au, din păcate sunt online, le au acum pe perioada când este acest conflict în Ucraina. Ne dorim ca foarte mult și este foarte important ca orice copil să-și continue studiile. Și în centrele de plasament pentru refugiați din orașele Criuleni, Nisporeni și Glodeni au fost amenajate astfel de seli. În curând și refugiații din Cahul vor avea parte de o clasă dotată cu calculatoare. Acest proiect numai și numai din partea statului japonez, care noi suntem foarte bucuroși, că în municipiul Bălți acest proiect a devenit pentru acești copii care refugiați din Ucraina. Și vom fi foarte bucuroși ca acești copii să poată face lecțiile pentru online, tot pentru dânsi. Proiectul a fost implementat de Peace Wines în parteneriat cu Phoenix și SmartTide, cu suportul financiar din partea Japan Platform. În cadrul proiectului au fost procurate 90 de laptopuri. Initially we just started for the online classes for the children. So that's the beginning, and then we also want to use these classrooms so the students can learn other languages. And also IT, some classes, and also in the future or soon, we would like to introduce language classes for the parents as well, so the parents can come and learn different things too. We also like the Moldovan children and the Ukrainian children to interact, so we hope to introduce some kind of common program that they can both benefit from each other and learn from each other as well. În prezent, în Bălți locuiesc 80 de copii refugiați. Pregătirile pentru cea de-a 20-a ediție a expoziției naționale fabricat în Moldova 2023 cu genericul fabricat în Moldova, fabricat pentru tine sunt în plină desfășurare. Despre noutățile din cadrul evenimentului a vorbit Sergiu Harea, președintele Camerei de Comerț și Industria Republicii Moldova în cadrul unei conferințe de presă. Că oferim agenților economici din Republica Moldova a două pavilioane a Centrului Expozițional Moldexpo pentru a se expune cu produse fabricate în Moldova pe diferite domenii. Vreau să vă informez că practic cele două pavilioane ale Centrului Expozițional sunt pline, nu mai avem spații liberi. Interesul este unul foarte mare și avem circa 350 de companii înregistrate. Noutatea acestui an este standul comun al companiilor italiene care au investit în Republica Moldova. Francesco Sano, reprezentantul Camerei de Comerț Moldo-Italiană, consideră Republica Moldova o țară cu perspective mari, iar instituția pe care o reprezintă a contribuit la înregistrarea întreprinderilor mici care oferă aproximativ 15.000 de locuri de muncă. Ca Camera de Comerț pot să vă spun că noi am participat în aceste ani la aducere aproximativ 300 de întreprindere care cu capital total italian sau în anumite cazuri chiar mist cu moldoveni. În ziua de astăzi avem înregistrate în Moldova circa 1400 de întreprindere care activează. Voda vine să susțină și să dea stimulente în plus pentru IMM-uri să participe la această expoziție și anume prin programul de promovare a participării agenților economici la târguri și expoziții care are drept obiectiv
oferirea subvențiilor de participare. Acest program a fost lansat încă în anul 2012, iar prevederile actuale acestui program spun că companiile participante la expoziție pot beneficia de 100% compensare din taxa de participare sau taxa de înregistrare, ori aceasta nu poate depăși suma de 3.000 de lei, și ODA subvenționează de asemenea 50% din costul spațiului expozițional, dar nu mai mult de 5.000 lei. Expoziția Națională Fabricată în Moldova 2023 este organizată de Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova sub patronajul Guvernului Republicii Moldova în parteneriat cu Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului, iar AgroTV Moldova este partener media. În prezent, prețul mediu achitat de cetățeni pentru un litru de benzină A95 constituie 24 de lei și 20 de bani, acesta fiind mai mare cu 1 leu și 22 de bani față de cel achitat pentru combustibil în luna decembrie anul trecut, a explicat expertul economic Veceslav Ioniță în cadrul emisiunii Analize Economice din 27 ianuarie. În intervenție, acesta a prezentat un grafic care arată în detalii cum se formează prețul la benzina A95 în Moldova și câți din banii cetățenilor merg către bugetul de stat. Potrivit acestuia, prețul la produsele petroliere pe care le procurăm este format din prețul mediu de import, accizele și TVA, precum și adaosul comercial care se aplică de agenții economici. În decembrie 2022, prețul mediu de import era de 11 lei și 16 bani, iar astăzi cetățenii achită 11 lei și 54 de bani. Or, factorul care a adus la creșterea prețului, spune Ioniță, este majorarea prețului de import a produselor petroliere. Al doilea factor este marja comercială, care a fost majorată în acest an cu 11% de către Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică pentru agenții economici. De asemenea, mai spune expertul, un factor important este acciza și TVA-ul, care a fost majorată în acest început de an cu 55 de bani și constituie suma totală de 9 lei și 75 de bani. Deconectările de energie electrică anunțate la APA Canal Chișinău au fost amânate până pe 1 februarie, anunță premierul Energiei, care totodată a mai precizat că locurile de consum deconectate joi vor fi reconectate. De asemenea, dacă până pe 1 februarie primăria Chișinău nu va achita plata pentru energie electrică consumată de APA Canal Chișinău, premierul Energiei va recurge la deconectarea locurilor de consum de la sursa de alimentare cu energie electrică. Fără preavizarea suplimentară, se mai arată în comunicatul emis de furnizorul de energie electrică. În context, Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică îndeamnă APA Canal Chișinău să identifice soluții ce țin de achitarea datoriei, adăugând că atât în tarifele anterioare ale APA Canal pentru furnizarea, prestarea serviciilor public de alimentare cu apă și de canalizare, cât și în tarifele actuale, recent aprobate, au fost și sunt incluse toate cheltuielile necesare pentru consumul de energie electrică. Joi, la doar câteva ore după ce Ion Ceban a acuzat din nou că guvernul vrea să falimenteze una dintre cele mai strategice întreprinderi ale Chișinăului la etapa actuală, premier Energiei a operat noi deconectări la APA Canal Chișinău. Datoria totală acumulată de APA Canal Chișinău constituie deja 73,2 milioane de lei. Centrele perinatale din 9 spitale raionale au fost echipate cu dispozitive medicale moderne pentru acordarea asistenței medicale calitative nou-născuților, se arată într-un comunicat emis de Ministerul Sănătății. În total au fost oferite 8 incubatoare, 6 mese de resuscitare și 3 mese radiante pentru nou-născuți. Echipamentele medicale au fost distribuite spitalelor raionale din Soroca, Orhei, Ungheni, Căușeni, Edineț, Cantemir, Criuleni, Ștefan Vodă și Strășeni. Astfel, 4 dispozitive din cele 7
2017 au fost recepționate de centrul perinatal din Orhei, fiind amplasate în salonul terapiei intensivă nou-născuți. Centrul perinatal a fost dotat ultima dată cu un incubator și mese radiante cu peste 20 de ani în urmă, chiar dacă anual în spital nasc peste 1000 de femei, atât din raionul Orhei, cât și din Telenești, Foldănești și Rezina. Echipamentele în valoare de 250.000 de dolari au fost donate de statul Israel. O 1665 de copii ucraineni care s-au refugiat cu familiile lor în Moldova în ultimul an s-au încadrat în școlile de la noi, mai exact în 229 de instituții de învățământ. Din numărul total de copii, 441 au statut de elevi, iar 724 de audienți. Datele au fost prezentate de Ministerul Educației la ședința grupului de lucru în domeniul educației, creat ca răspuns la criza refugiaților din țara vecină. De asemenea, mai notează sursa citată, 160 de copii învață în română, iar 1005 în limba rusă. Micuți refugiați avem și în instituțiile de educație timpurie, unde sunt încadrați 702 copii, în 233 de grădinițe de pe întreg teritoriul țării. Totodată, în cadrul aceleași ședințe a fost reiterat angajamentul asumat de Ministerul Educației în calitate de coordonator al măsurilor întreprinse, drept răspuns la criza refugiaților din Ucraina, de a oferi toată asistența necesară pentru asigurarea realizărilor priorităților stabilite, fiind mobilizate toate structurile implicate. În prezent, Moldova găzduiește aproximativ 81.000 de refugiați ucraineni, dintre care aproape 44.000 sunt minori. Sunt Cristina Frolov și vă invit să descoperim împreună idei, oameni și soluții ce demonstrează că aici, în țara noastră, se poate avea o viață mai bună. Pentru că prezentul este ceea ce ne preocupă viața de zi cu zi, interesul nostru cotidian este actualitatea. Actualitatea la raport este emisiunea la care oameni din toate domeniile de activitate, indiferent de viziunile pe care le au, vin să discute subiecte actuale, ceea ce ne preocupă pe noi toți. Gabriel Furculiță și vă invit să urmăriți actualitatea la raport în fiecare zi de luni și joi de la 19.30 la Agro TV și live pe pagina noastră de Facebook Agro TV Moldova. Emoții, euforie, drame, decepții. Decizii asumate sau doar iluzorii, nu-i așa că le-ați simțit? De multe ori preferăm un scenariu social care nu ni se potrivește tuturor decât să renunțăm la lucrurile, obiceiurile sau relațiile care nu ne mai bucură. Doctorul în psihologie Sergiu Sanduleac ne spune că fiecare problemă vine cu o soluție, iar conflictele dirijate corect pot avea și avantaje. Presiunea socială întotdeauna a existat, datorită stereotipurilor. Dacă o persoană este în dificultate, toți vor oferi sfaturi, acele sfaturi vor fi oferite din perspectiva contextului social. Conflictele sunt un element indispensabil din viața umană. Ele întotdeauna, dacă sunt dirijate corect, ele duc la un plus de valoare. Sexul este un act de comunicare care, dacă este una, fructuoasă. Poate atracția fizică sta la baza unei relații de lungă durată? E un început. Un început.
Nu ratați emisiunea Despre noi altfel, sâmbătă, ora 15 și în reluare ora 21 la Agro TV Moldova. Leul moldovenesc se apreciază raport cu dolarul american, moneda euro și leul românesc. Hrivna ucraineană și rubla rusească rămân neschimbate. Astfel, pentru 30 ianuarie, Banca Națională a Moldovei a stabilit un curs de 18,77 lei de bani pentru un dolar, cu 5 bani mai puțin decât vineri. Moneda euro scade cu 11 bani și va costa 20,41 lei de bani. Hrivna ucraineană va valora 50 de bani. Leul românesc se depreciază cu 3 bani și va costa 4,17 lei. Rubla rusească va fi de 27 de bani.